De mai bine de 20 de ani se vorbește despre transformarea Câmpul Lungului într-un oraș turistic. S-au încercat tot felul de subterfugii, s-au adus bani europeni care s-au cheltuit fără o strategie, iar acum în 2021 putem vorbi despre un municipiu poluat, plin de gunoaie și fără infrastructură. Un pas important pe care îl face primarul Elena Lasconi este acela de a lua primele măsuri în eliminarea poluării și eradicarea gunoiului. Astfel, a negociat cu firma care se ocupă de colectarea rezidurilor menajere ca prețul la gunoi să nu crească. În schimb, îi va depista pe toți, mai ales persoanele juridice, care aruncă gunoiul pe domeniul public fără a avea contract cu primăria. În maxim 2 ani, la Câmpul Lung vor fi aduse containere moderne pentru reciclarea gunoiului și în fiecare cartier vor fi montate cișmele cu apă de izvor pentru a fi diminuat consumul de apă plată și astfel eliminată poluarea cu sticlele de plastic. Negocieri cu financiar urban în vederea menținerii prețului la gunoi, nu vrem să creștem prețul la gunoi. Avem tot felul de probleme cu persoanele juridice care nu își declară cantitatea de gunoi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vom fi cu ochii pe ei. Sunt foarte multe locuri din Câmpul Lung pentru care câmpulungenii plătesc gunoiul, în care agenți economici aruncă tot felul de saci cu gunoaie. Și am depistat cu bonuri de la anumite restaurante, adică știm foarte clar cine sunt cei care aruncă în zonele respective. Vom fi cu ochii pe ei, vom face patrule cu poliția locală și vom crește nivelul amenzilor pentru cei care sunt de rea credință și aruncă gunoiul pe unde le vine la îndemână. De asemenea, reciclarea selectivă, la care suntem, cred că, pe ultimele locuri în țară, este o prioritate pentru mine. Ceea ce vedeți în imagine e un tomberon de reciclare pentru a pune gunoiul selectiv în ele și în 2 ani de zile vom avea peste tot în oraș asemenea containere pe care le vedeți aici. Am vorbit cu Adi Zărsal și așa o să arate toate tomberoanele din Câmpul Lung. De asemenea, ne dorim foarte mult să avem în fiecare cartier cișmele cu apă de izvor pentru ca oamenii să nu mai fie tentați să cumpere apă plată de la magazin și să folosească, practic, să arunce peturi. Și după cum v-am spus, ne dorim să atragem investitori, dar nu orice fel de investitori, ci ne interesează industriile nepoluante, pentru că vrem să transformăm Câmpul Lungul într-un oraș turistic. Problema locuințelor sociale va fi rezolvată într-un viitor nu prea îndepărtat, când la Câmpul Lung se va construi un întreg cartier de locuințe sociale din containere.